frații cântăreți care sunt în adunare, corul și fanfara, este o binecuvântare de fiecare dată când slujesc formațiile bisericii noastre. De asemenea, dați-mi voi să zic ca Domnul să binecuvinteze frații păstori, lucrători cu care de multă vreme ne întâlnim la 8.30 dimineața în, timpul, în Duminica de Cina Domnului, și acolo, în sala de jos, Domnul se prezintă și binecuvântă azima și rodul viței. Să să fie Domnul. Acolo facem frângerea pâinii și acolo umplem aceste sticluțe, și pe urmă venim înaintea dumneavoastră în adunare, glorie lui Dumnezeu. Este o binecuvântare ca să slujim lui Dumnezeu, deși. Ni se-ar putea părea câteodată o povoară, dar să nu ni se pară povoară. Pentru Domnul merită ca să slujim glorie lui Dumnezeu. Pentru că spun de frații slujitori, Domnul să-i binecuvinteze și pe cei care sunt acolo sus la stație și transmit slujbele noastre online. Pentru frații și surorile care nu sunt la adunare în dimineața aceasta, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și ne deșduim că împărtășirea va ajunge și la ei. Cumva vor face, dacă au nevoie să ne anunțe. Și vom face noi lucrul acesta ca să se poată împărtăși și ei. Apoi Domnul să binecuvinteze și pe cei de la școala duminicală și de la preschool. Și toată lucrarea Domnului să se facă cu bucurie. Dragii mei, tema noastră din această zi la cina Domnului, cum este, de fapt, și tema anului este Isus Hristos. Amen? Spune cuvântul Domnului că să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui. Și aceasta vrem să facem și în această dimineață. Să-l pomenim pe El. Isus Hristos Mântuitorul. Isus Hristos care n-a avut păcat, dar a luat păcatele omenirii întregi asupra Lui. Și Dumnezeu l-a făcut păcat pe el, pentru ca noi să fim neprienirea Lui. Slăvit să fie Domnul! Mesajul acestor trei versete pe care le-am citit este bine cunoscut, mai ales versetul 16. Versetul 14 și 15 nu foarte des se vorbește din ele. Dar Domnul Isus la încheierea și în contextul discuției lui cu Nicodim, în versetul 14 schimbă de la nașterea din nou și se aduce pe sine în centru discuției. Și face această comparație extraordinară o această analogie o face între el, persoana lui Domnul Isus și șarpele înfocat pe care Moise la porunca lui Dumnezeu l-a înălțat. Și găsim de lucrul acesta scris la Numeri, capitolul 21. După versetele acestea la care Domnul Isus Hristos face referință la întâmplarea din Vechiul Testament, merită ca să zăbovim puțin și să ne împrospătăm în mintea noastră. I hope the majority of you are familiar with the text from Numbers 21. Dar Ashdorikas to bring it fresh before us. Amen? Because Jesus said, just like the serpent was lifted, the Son of Man must be lifted. In the verse that we read, verse 14. Și versetele acestea, începând de la versetul 4 din capitolul 21, spun și relatează puțin întâmplarea în felul următor. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ne-am scârșit sufletul de această rană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Ascultați! Au murit mulți oameni în Israel. Versetul 7. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, Făți un șarpe înfocat și spânzură de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Aceasta este întâmplarea la care Domnul Isus Hristos face referință în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 14. Ce putem vedea aici și dacă ne uităm în contextul din numeri, mai înainte puțin de versetele pe care le-am citit, Dumnezeu a poruncit lui Moise să îl ia pe Aron și pe fiul său Eleazar și să urce pe muntele Hor și acolo să-l dezbrace pe Aron de haina de preot și să-l îmbrace pe fiul său, pe Eleazar. Poporul spune cuvântul lui Dumnezeu că a văzut că Aron a murit și a jelit pe Aron 30 de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu. După această perioadă de jale, care oarecum va le-a dat oportunitate vrăjmașilor poporului lui Dumnezeu să se organizeze, spune că împăratul Aradului, un cananit, a stat împotriva lor și inițial i-a bătut și a luat princi de război. Dar poporul a venit la Moise și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu și au făcut o juruință, a zis, Doamne, dacă ne dai biruință, noi nimicim pe aceștia cu desăvârșire. Îi nimicim și pe ei și lor. Vreau să știți, dragii mei, și cred că știți, din multe locuri în cuvântul lui Dumnezeu este clar că Dumnezeu nu numai că a făcut un plan să aducă pe poporul lui în Canaan și să le dea în stăpânire țara, ci planul lui Dumnezeu a fost să nimicească popoarele care erau acolo, să-i nimicească pe cananiți. Și atunci Dumnezeu, în urma acestei promisiuni, a dat o mare biruință poporului Israel și spune că ei și-au împlinit juruința înaintea lui Dumnezeu și ei au nimicit. Dar ce s-a întâmplat în momentul următor, cum am citit, de la versetul 6, de la versetul 4, spune cuvântul căci au pornit din nou la drum. Problema este că n-au pornit în direcția în care ei s-au așteptat. Poporul era plin de bucurie pentru că Domnul le-a dat o mare biruință asupra vrăjmașilor și ei s-au așteptat să înainteze spre Canaan. Dar versetul 4 spune că ce-au pornit spre drumul, pe drumul care duce spre Marea Roșie. Și aceasta a fost o ispită pentru ei că au zis și au pierdut răbdarea pe drum. Este strist ca să citim cuvintele acestea care ei le-au zis la adresa lui Dumnezeu, care le-a dat pâine și apă. Ei au zis, nu este pâine și nu este apă. Așa a fost, frate și surori. Cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că și Dumnezeu la vremea potrivită le-a dat apă. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu le-a dat mană și i-a hrănit, le-a purtat de grijă. A fost cu ei în toată călătoria, și pentru că erau conduși de omul lui Dumnezeu Moise, erau conduși ziua de un stâlp de nor, iar noaptea erau păziți de un stâlp de foc, poporul trebuia să aibă răbdare și să stea sub călăuzirea lui Dumnezeu și să meargă pe drumul care duce spre Marea Roșie fără să cârtească. Pentru că Dumnezeu are un plan. După doi ani de zile de pandemie, eu cred că Dumnezeu are un plan pentru copiii Lui. Și noi trebuie să rămânem credincioși Lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ascultăm! Așa cum ucenicii odinioare au, au pescuit o noapte întreagă și n-au prins nimic. La porunca Domnului ce-au zis? Aruncăm la porunca Ta, Doamne! Și n-au mai putut trage mrejile de mulțimea peștilor. Frați și surori, este vremea credincioșiei. Nu este vremea să ne pierdem răbdarea. Nu este vremea să ne pierdem răbdarea soții cu soțiile. Nu este vremea să ne pierdem răbdarea frații unii cu alții în adunare. Nu este vremea să ne pierdem răbdarea cu Dumnezeu. Trebuie să ne încurajăm și să zicem, Doamne, stăm smeriți. Mergi Tu înainte. De ce ne rugăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt? De ce ne rugăm ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt? Pentru că vrem să fim călăuziți de El și să umblăm călăuziți de El. Poporul a adus trei motive. Unul, mergeau în direcție greșită după părerea lor, apoi că nu este apă și că nu este hrană. Și această stare Dumnezeu i-a pedepsit cu acești șerpi înfocați care au venit și spune că mulți din popor au murit mușcați de acești șerpi. Însă, întâmplarea ne relatează că în continuare ei s-au pocăit. Au venit la să și au zis, roagă Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Întrebarea este, putea Dumnezeu să îndepărteze șerpii? Cu siguranță că putea. A făcut Dumnezeu lucrul acesta? Interesant că nu l-a făcut. Șerpii au rămas. Șerpii au rămas. Soluția lui Dumnezeu este alta. Să privim la El. Vă să aminte de versetul de temă a anului nostru? Să ne uităm țintă la Domnul Isus. Aleluia! Doamne, ajută-ne ca să facem lucrul acesta. Look unto Jesus, the author and finisher of our salvation. Soluția lui Dumnezeu a fost diferită. I-a spus lui Moise, fă un șarpe în focat și atârnă într-o prăjină. Cei mușcați, dacă vor privi spre el, vor trăi. Versetul 9, ultimul verset din acest pasaj spune Moise a făcut așa și oricine era mușcat de un șarpe, pentru că șarpii mai erau acolo, șerpii mai erau acolo, și oricine era mu mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Gloria lui Dumnezeu! Aceasta întâmplare este cela la care face domnul referință în această analogie. Și spune că după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Dragi mei frați, v-am adus aminte de această întâmplare. Și acum aș dori fără ca să zăbovim prea mult, să aduc înaintea dumneavoastră cinci lecții din analogia aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o face între șarpele de aramă care a fost înălțată odinioară și între persoana lui ca și mântuitor. Primul lucru, Israel în vechime a trebuit să creadă cuvântul lui Dumnezeu dat prin Moise. a trebuit să aibă această credință. Și noi astăzi ni se cere credință în cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Isus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Isus Hristos trebuie să îl credem în totalitate. Dacă șarpele de Abraham a putut să anuleze veninul din persoanele care erau mușcate de șarpe. Vă dați seama dumneavoastră? Este posibil să spune foarte mulți, mult în ultima vreme, listen to the science. Listen to the science. The science tells us that you have to have three măști una peste alta. The science tells us all kinds of stories. Numai science nu mai este. Știți ce i-a salvat pe oamenii aceștia? nu știința, credința în cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise. Când se vor uita la șarpele de aramă, vor trăi. Cum a făcut? Dacă Dumnezeu a zis că se poate, s-a împlinit. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu spune, este ok să vă adunați la stăruință. Glorie lui Dumnezeu! Vreau să vă binecuvintez, așa vorbi Domnul. Să nu fie judecăți între voi. Așa a vorbit Domnul. Pentru că este o vreme de milă de la Dumnezeu și este o vreme de milă de la noi, unul la celălalt. Glorie Domnului pentru lucrul acesta. This may not be science, but this works. Gives results. Aleluia. Aceasta este ceea ce funcționează. Cuvântului Dumnezeu pe care îl credem din toată inima. Dacă șarpele de aramă a putut fi folosit de Dumnezeu în felul acesta, persoana mântuitorului nevinovat, acelui sfânt care este Dumnezeu din Dumnezeu și care a venit în lumea aceasta și ne-a dat un exemplu perfect și a dat de bunăvoie viața. Frate și soră, te încurajez, cum fratele Daniel spunea adineoară, să rămânem în El și vom trăi. Aleluia! Sunteți de acord? Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Prima lecție este aceasta. Ceea ce ne învață Scriptura despre Isus Hristos, we have to believe. Doamne, mărește credința tuturor! Mărește credința bisericii! Al doilea punct sau lecție pe care o aduc înaintea dumneavoastră este că Dumnezeu nu a dat un plan B. Dumnezeu n-a zis, uitați-vă la Hristos răstignit pe cruce și dacă cineva nu vrea, totuși există o șansă pentru el să meargă și să facă altceva și până la urmă va ajunge tot acolo în cer. Pentru că în ultima vreme aceasta e cea mai mare înșelăciune pe care diavolul o propagă. Care zice, yeah, Jesus is a way, but it's not the only way. Noi nu așa citim în Biblie. Noi știm că nu există mântuire în alt nume. N-a fost dat oamenilor un alt nume. Numele Isus Hristos mântuiește pe oameni. Să rămânem în El, să rămânem în El. Singura posibilitate de anulare a veninului de păcat, care ne mai mușcă, ne mai mușcă șarpele din când în când. Și mai este venin când umblă prin venele noastre. Deși n-ar trebui, dar suntem în lumea aceasta. Haideți să ne ferim de păcat, frați și surori. Haideți să nu ne complacem în stare de păcat. Dar există o soluție pentru cel care a păcătuit. Există o soluție. Credința în Domnul Isus Hristos și jertfa Lui și în îndreptarea privirilor noastre spre El. Avem la Matei, capitolul 14, pasajul în care este descris momentul când Domnul Isus a potolit furtuna și a venit Domnul Isus umblând pe mare. Și Petru, când și-a dat seama că e Domnul Isus, a zis, poruncește să vin la tine pe ape. Și în versetul 30 de acolo zice, Că, dar când. a pășit, a pășit și a mers, a făcut pași. Dar versetul 30 spune că, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă. Este important să ne uităm la Domnul Isus. El. Când s-a uitat la Domnul Isus, a zis, Doamne, poruncește să vin la tine. Și Domnul a zis, vino, i-a poruncit. Dar a venit momentul când a început să se cufunde și Domnul a scos, slăvit să fie Domnul. Nu există plan B, nu există altă posibilitate. Una singură, Hristos, slăvit să fie Domnul. A treia lecție, dragii mei, este că șarpele de Aram a fost înălțat. Titlul predicii mele, l-ați văzut că a fost pus la început, Jesus Christ lifted up. Domnul Iisus Hristos înălțat. Șarpele de Aram a fost înălțat odată, pe o prăjină, ca cei ce privesc la el prin credința în porunca lui Dumnezeu să trăiască. Însă Domnul Iisus Hristos a fost înălțat de două ori și poate că am putea spune că de mai multe ori, este Domnul Isus Hristos înălțat în adunare în dimineața aceasta? Amen. Glorie Domnului! De fiecare persoană de aici, Hristos să fie înălțat! Și El este înălțat! Șarpele a fost înălțat odată, dar Domnul Isus face această analogie și El prima dată a fost înălțat pe cruce să aducă o jerfă perfectă pentru păcatele lumii. Cina Domnului ne amintește de momentul acela și de această lucrare extraordinară. Dar a doua dată când Domnul Isus Hristos a fost înălțat, știm că este acum la dreapta Tatălui. Diferența între rezultatul celor care cred în Isus Hristos, este ceea ce s-a amintit de către fratele Daniel, viața veșnică. Cei din Israel au fost vindecați dacă au privit la șarpele de ramă. Și au trăit. Dar până la urmă tot au murit. Dar cine privește la Isus Hristos, cine crede în Domnul Isus Hristos înălțat, Slăvit să fie Domnul că el nu numai și-a dat viața, ci a și înviat. Slăvit să fie Domnul, trăiește în veci. El este mirele, biserica este mireasa. Vine momentul, momentul glorios când vom fi împreună cu El pentru totdeauna. Doamne, binecuvântă biserica Ta! El a fost înălțat nu doar pentru o viață trecătoare pe pământul acesta ne-a dat Domnul Isus viață, ci pentru veșnicie. Sunt atâtea versete, versetul 16 sau versetele pe care le-am citit, de fapt, de la 14, spun lucrul acesta, îl declară foarte clar. De fapt, acesta e mesajul pe care îl auzim din versetele acestea: Căci Domnul Isus Hristos a venit ca cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doamne, îți mulțumim! Frați și surori, la cina Domnului din luna februarie 2022, haideți să-i mulțumim! Haideți să-i mulțumim! Haideți să ne închinăm înaintea Lui în cugetul și în inima noastră și să zicem, Doamne, Tu ne-ai mântuit la o viață veșnică, gloria lui Dumnezeu. Ioan capitolul 5, versetul 24 spune, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Slăvit să fie Domnul! Ioan 11, Isus i zis: Eu sunt în viață și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Slavă Domnului! Credem noi cuvintele acestea? Aleluia! Următoarea lecție este că singurul motiv pentru care Dumnezeu mântuiește lumea, pe cei care cred, este dragostea lui nespus de mare. O dragoste fără de sfârșit, o dragoste care nu se schimbă, n-a fost una pentru Israel atunci. Israel, poporul lui Dumnezeu, a fost iubit de Dumnezeu. Sunteți de acord? Chiar și atunci când și-au pierdut răbdarea pe drum, chiar și atunci când au cârtit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a iubit. Și când s-au pocăit, au venit înapoi și au cerut iertare de la Dumnezeu. Dragostea lui nu s-a schimbat, frați și surori. El ne iubește pe noi, poporul Lui. Pe cei de aici, El îi iubește și pe păcătoși. Și facă Domnul ca să ne folosească în perioada aceasta, să mai trezească oameni din starea de păcat, din întunericul lumii acestea și să vină la cunoștința adevărului. Și când vor veni la cunoștința adevărului, vor descoperi că Isus Hristos îi iubește și pe ei. Ce mare har și ce mare binecuvântare! God is love! Și rămâne dragoste, glorie Domnului! Și ultima lecție este că mântuirea este a celor care se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Avem exemplul acesta al lui Israel. Mulți au murit din popor și au dat seama, s-au dus la Moise și au zis, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și și împotriva ta. Este nevoie de pocăință. Este o vreme când se predică foarte puțin despre pocăință. Repentance is something that uh, is totally excluded in many, many, many places. Dar we need to repent. We need to come before God. Ascultați declarația în limba engleză acolo la punctul 5. Salvation is received through repentance to God, because God is God the Father, and faith toward the Lord Jesus Christ. Așa se ajunge la mântuire, prin pocăință înaintea lui Dumnezeu și credință în Domnul Isus Hristos. Au musulmanii cinci cinci stâlpi, care spune oamenii, dacă asculți de aceste cinci stâlpi, dacă îi respecti și împlinești, vei fi mântuit. Au catolici șapte puncte care le pune într-un fel sau într-altul. Au alții tot felul de alte puncte, frați și surori. Cuvântul Domnului este foarte clar orice păcătos să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu și să creadă în Isus Hristos. Dacă crezi în inima ta că Isus Hristos a înviat din morți, vei învia și tu, aleluia! Și nu vei învia doar pentru câțiva ani aici, ci pentru veșnicie, gloria lui Dumnezeu. Cei mântuiți, vreau să mai spun doar lucrul acesta, cei mântuiți se uită țintă la Domnul Isus Hristos. El este ținta noastră, spre El mergem în fiecare zi. El este ținta noastră, El este exemplul nostru de viață. Nu vă uitați la oameni, nu vă uitați nici la mine. Uitați-vă la mine în măsura în care e nevoie ca să vă uitați. Dar nu Urmăriți exemplul meu, pentru că și eu sunt om, ci exemplul Domnului Isus Hristos. Petru și Ioan au zis ologului care stătea la poarta frumoasă: Uite-te țintă la noi. Și atunci când i-au luat atenția acestui om, și el s-a uitat țintă la ei, ei au pus țintă pe Isus Hristos. Slavis să fie Domnul. Au zis, au și argint n dar ce avem îți dăm în numele Domnului Isus Hristos. Aleluia! În numele Domnului Isus Hristos! Facă Domnul să se facă vindecări aici în adunare la Filadelfia. Așa cum a fost un cuvânt dat prin uh, frații uh, profeți proroși care au fost pe aici, că vor veni în cărucioare pe ușa acestei adunări oameni de toate felurile, nu numai români. Și Domnul va vindeca. Credem noi lucrul acesta? Lucrează, Doamne! Este nevoie de un popor plin de credință în Domnul Isus Hristos și să trăim pocăința în fiecare zi. El este sursa de putere și El este sursa de speranță. Dacă nu te mai uiți la Domnul Isus Hristos, s-ar putea să-ți pierzi nădejdea. Facă Domnul ca în această zi Isus Hristos să fie înălțat în mijlocul nostru. Și noi cu toții, noi cu toții să ne proșternem și la această sărbătoare minunată. O zi de har ne-a dat Domnul în această zi. Haideți să-l preamărim pe el și să-l binecuvântăm în veci.